ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Sorina Obreja și vă prezint o nouă ediție specială a știrilor Pro TV. Astăzi, în toată țara, se desfășoară alegeri parlamentare anticipate. Secția de votare de la Corjova rămâne închisă, fiind blocată de autoritățile transnistrene. În restul țării, alegerile se desfășoară aparent fără incidente majore. Despre neregulile înregistrate de observatori ne spune mai târziu reporterul nostru, Oxana Iuteș. Acum însă avem legătura cu colega noastră Natalia Cheptene, care se află la Comisia Electorală Centrală și are ultimele informații despre prezența alegătorilor la vot. Natalia, bună ziua! Bună ziua tuturor! CEC a anunțat noi date despre prezența la urne a alegătorilor. Astfel, până la orele 12 în țară au votat 30% din alegători. Astfel, putem să presupunem că la această oră alegerile sunt deja, pot fi deja declarate valabile. Pot să presupun că sunt deja mai mult de 33% din alegători care și-au exercitat dreptul de vot. Cea mai mare prezență este înregistrată în Basarabeasca, Dondușeni și Rezina, unde au votat mai mult de 40% din alegători. La Chișinău, la urne s-au prezentat 27,3% din alegători, iar deocamdată cei mai puțin activi sunt alegătorii din raionul Strășeni, unde au votat puțin peste 26% din moldoveni. Vreau să vă spun că deocamdată nu se știe care este prezența la urne a alegătorilor din străinătate, a moldovenilor din străinătate. Doar la orele 10 se știa că au votat deja 1655 de moldoveni. Acum câteva minute s-au deschis ultimele secții de votare din străinătate, ultimele din cele 33. Este vorba de Statele Unite, la Washington și la New York s-au deschis aceste secții de votare. Deocamdată atât de aici, Sorina. Natalia, îți mulțumim. Observatorii naționali au înregistrat mai multe încălcări ale legislației electorale. Despre ce este vorba, ne spune colega noastră, Oxana Iuteș. Bună ziua, Oxana! Bună ziua! Observatorii LADUM, care monitorizează scrutinul în întreaga țară, spun că au înregistrat o serie de nereguli, cum ar fi, spre exemplu, agitația electorală în incinta secțiilor de votare și în imediat apropierea acestuia, ceea ce contravine, desigur, legislației. De asemenea, a fost semnalată prezența poliției în unele birouri de vot. Unii alegători au declarat că pe listele suplimentare au fost găsite persoane decedate. De asemenea, acest lucru contravine legislației. De asemenea, alegătorii au spus că pe adresele lor au depistat persoane străine și care ar fi votat deja. Și asociația Promolex, care monitorizează scrutinul în 7 circumscripții mărginite cu regiunea transnistreană, spun că au înregistrat nereguli, cum ar fi, spre exemplu, insuficiența buletinelor de vot. În unele localități au fost distribuite mai puține buletine decât numărul alegătorilor. Ei mai spun că au depistat și persoane decedate și în unele secții de votare au fost prezenți polițiștii. În alte secții de votare, observatorilor li s-a îngrădit dreptul de a monitoriza scrutinul sau cel puțin li s-a spus să stea într-un singur loc și să nu se plimble prin birourile de vot. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Oxana, îți mulțumim! Incidente au fost înregistrate și la Bălți. Mai multe detalii are corespondentul nostru, Ana Butnariu. Ana, bună ziua! Ia, Sorina, bună ziua, doamnelor și domnilor! Spre deosebire de scrutinul din 5 aprilie, astăzi locuitorii municipiului Bălți s-au dovedit a fi mai activi în ceea ce privește exprimarea opțiunii electorale. Până la ora 12:45 de minute, la urna s-au prezentat mai bine de un sfert dintre cei peste 105.000 de cetățeni așteptați. Dacă la 6 aprilie, în aceeași perioadă a zilei, au votat 2075 de alegători, astăzi, numărul acestora a fost cu 14.736 de persoane mai mult. Potrivit CEC, la birourile electorale nu au fost înregistrări grave, totuși o formațiune politică a sesizat poliția pentru că li s-a furat din sediul lor, li s-a furat un telefon și și ceva tehnică de calcul. Poliția a cercetat cazul, însă până la moment făptașii nu au fost identificați. Atât de aici, la revedere! Ana, îți mulțumim! Pentru o viață mai bună, pentru schimbare, dar și pentru stabilitate, sunt câteva dintre lucrurile pentru care au votat astăzi moldovenii. De asemenea, oamenii își doresc salarii și pensii mai mari, precum și un viitor luminos pentru copii. O integrare europeană, într-o relație bună cu România. Noi nu vrem schimbări în viața noastră. Ce așteptați de la următoarea guvernare?
Noi așteptăm solidaritate, pace. Să întoarcă guvernul cu fața spre oamenii muncitori care au rămas în țară, să aibă o leafă normală, care să corespundă la toate prețurile. До этого было неплохо, но сейчас ухудшается время. Schimbare. În primul rând schimbare și... Adică schimbarea clasei politice, cam asta e ideea. Dacă va rămâne actuala conducere, nu aștept nimic bun. Dacă vor veni alții împreună, chiar și cu ăștia de azi, să facă schimbări spre binele poporului. Pentru o viață decentă și pentru viitorul luminos al nepoților. Un viitor mai bun, să avem și să avem unde munce aici în țară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile. Ne revedem peste o oră la o nouă ediție specială a știrilor Pro TV. Pe curând!